Onorată asistență, rog să-mi permiteți să dau citire deciziei Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare numărul 2 din 24 mai 2024, cu ei la formarea Consiliului Științific și Specializat pentru susținerea tezelor doctorului. Consiliul Științific Specializat de 411-2456 la Universitatea Tehnică Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe agricole a domnului Rahoviță Gheorghe cu tema evaluarea agroecologică a productivității potențiale și efective a culturii de câmp în condiții de producere a Republicii Moldova, specialitatea 411-10 agroecologie, conducător științific Andriuca Valentina, doctor în științe agricole, conferențiar universitar în următoare componență. Boincean Boris, președinte al Consiliului, Căsmălui Nicolae, secretar științific, doctor în științe agricole, conferențiar universitar, Rusu Teodor, domnul profesor, vă salutăm, Rusu Teodor, doctor în agronomie, profesor universitar din România, Tăriță Anatol, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, Rurac Mihail, doctor în științe agricole, conferențiar universitar, Popov Leonid, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Voloșiuc Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător și referenții oficiali. Cerbari Valerian, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, și Dubis Daniela, doctor în științe agricole, conferențiar universitar. Deci vreau să vă prezint candidatul la titlul științific, domnul de doctor în științe agricole, Rahoviță Gheorghe. Tema tezei de doctor am numit-o deja, dar prin ziua dumneavoastră o repet încă o dată, evaluarea agroecologică a productivității potențiale și eficiente și efective, mă scuzați, a culturii de câmp, în condiții cu producerea Republicii Moldova, specialitatea 411 agroecologie, conducător științific Andriuca Valentina, dumneavoastră este prezent aici, doctor în științe agricole, conferențiar universitar. Permiteți-mi să dau cuvântul domnului secretar științific, pentru a trece în revistă documente care au fost prezentate de pretendent. Mulțumesc! Bună ziua, stimați prezenți! În conformitate cu regulamentul la funcționare a Consiliului Științific și Specializate, trebuia să fie în anumite termene stabilite, trebuia să fie format un dosar întreg care trebuia să fie format de pretendent și în comun cu organii care au fost formate până la asta, adică la Consiliul Științific pe profil și alte organii care au fost formate sau implicate în această activitate. Deci în dosarul care a fost prezentat, format și este prezent în această sală, au fost prezentate, anexate, decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare și a Calității în Educație și Cercetare, care a fost prezentat de domnul președinte, prin care a fost format Consiliul Științific Specializat pentru această susținere. Componența a fost nominalizată. Numărul 2 a fost prezentată teza și rezumatul în conformitate cu anexele acestui regulament. A fost prezentată hotărârea seminarului științific din 23 iunie 23, care a apreciat pozitiv această teză și a fost anexată informația privind efectuarea modificărilor la teza, din motivul că a fost evaluată între punctele 61-70. Lista lucrărilor științifice la tema tezei a fost anexată, a fost autentificată de autor și certificat de secretarul științific a instituției. A fost anexată avizul pozitiv Departamentul Agronomie și Mediu, care este unitatea primară de cercetare în cadrul căruia a fost efectuată teza. Este anexat avizul conducătorului, consultantul, este conducătorul științific la tema de doctorat. Este anexată lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele sau referatele științifice în termeni stabiliți de regulament. Este anexat adeverința de depunere tezei
în fondul Bibliotecii Naționale, adică sunt respectate cerințe care sunt înaintate de dosarul care a fost format de pretendent pentru activitate corectă Consiliul Științific Specializat care astăzi s-a întrunit la ora 11. Și eu cred că este relevant să procedem la punctul 4 a regulamentului la prezentarea care a fost pregătită. Da, dar înainte de asta, domnul secretar, dacă sunt, întrebări, da, poftim. Spuneți-vă, rog, când a fost seminarul, ce dată concret? Seminarul a avut științific pe profil, a avut loc data 23 iunie 2023. Seminarul iunie. Pe profil. S-au luat la departament. Nu. Dar v-ați interesat termenul dintre seminar și consiliu, cât se permite? Am înțeles întrebarea dumneavoastră, de termene sunt respectate. Da, nu, tot este în ordine. Da, mulțumesc. Mai sunt întrebări sau nu? Mulțumim, stimați colegi, acum cuvânt are pretendentul pentru a expune conținutul tezii. 20 de minute. Bună ziua! Mulțumate, domnule președinte al Consiliului Științific Specializat. Mulțumesc membrii ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Prezint atenției dumneavoastră principalele rezultate ale tezei de cercetare cu tema evaluarea agroecologică a productivității potențiale și efective a culturilor de câmp în condiții actuale de producere ale Republicii Moldova. Teza a fost realizată sub egida și prin urmarea conducătorului științific a doamnei Andruca Valentina, doctor în științe agricole, conferențiar universitar. Actualitatea temei de cercetare a fost condiționată de starea de insecuritate alimentară care afectează sectorul agroalimentar național. Republica Moldova, conform estimărilor agroecologice, dispune de un potențial bioclimatic de 144 de puncte, similar potențialul bioclimatic al Austriei, și este mai mare decât potențialul bioclimatic al României, care este de 133 de puncte, și al Ucrainei de 130 de puncte. Starea de insecuritate alimentară este cauzată de rezistența scăzută a sistemului agroalimentar național la fenomene și factori de risc, cum sunt secetele, perturbațiile lanțurilor alimentare, crizele pandemice și militare regionale. De asemenea, în ultima perioadă de timp observăm că sistemul de agricultură este bazat pe culturi de interes comercial destinate preponderent exportului, ceea ce poate fi calificat ca utilizarea resurselor de sol, economice, sociale și financiare pentru asigurarea securității alimentare a altor state, acceptând subminarea securității Republicii Moldova în mod conștient. De asemenea, evidențiem că agroecologia, ca știință, oferă mecanisme de dezvoltare durabilă a sistemelor agroalimentare naționale, racordate la condițiile de mediu și sunt orientate la consolidarea mediului de securitate alimentară. În acest context, agroecologia utilizează conceptul de agroecosistem, care are la bază criteriile funcționale și structurale, printre care se menționează productivitatea, care este o variabilă centrală pentru funcționalitatea agroecosistemului și un determinant al structurii acesteia. De asemenea, abordarea agroecologică pune accentul pe racordarea și calibrarea componentelor sistemice de producere și procesare, fiind orientate spre asigurarea nivelului minim și mediu de securitate alimentară. Metodele agroecologice de evaluare au ca prioritate diagnosticarea problemelor de funcționalitate și structură a sistemelor agroalimentare și definesc soluții pentru cauzele generatoare de probleme. Noutatea științifică a tezei constă în faptul că productivitatea agroecosistemelor culturilor de câmp, grâu de toamnă, floarea soarelui și porumb pentru boabe au fost studiate inter- și transdisciplinar în condiții actuale de producere ale Republicii Moldova. Pentru prima dată a fost cercetată relația dintre principiile de structură și funcționalitate agroecosistemică cu factorii de securitate alimentară.
Scopul cercetării a fost evidențierea și identificarea mecanismelor de determinare a productivității agroecosistemelor culturilor de câmp, grâu de toamnă, floarea soarelui și porumb pentru boabe, în condiții reale de producere, racordat la satisfacerea necesităților în produse agroalimentare conform indicilor de securitate alimentară a Republicii Moldova. Pentru realizarea scopului au fost trasate 4 obiective. Obiectivul 1 se referă la determinarea productivității potențiale și efective a agroecosistemelor culturilor de câmp, grâu de toamnă, floare soarelui, porumb pentru boabe, în condiții actuale de producere și pe poligoanele de monitorizare ecopedologică. Obiectivul 2 se referă la aprecierea productivității agroecosistemelor prin prisma valorilor de recoltă potențială și efectivă, eficienței energetice, randamentul de conversie al energiei și a indicatorilor de eficiență economică. Obiectivul 3 se referă la estimarea productivității agroecosistemelor culturilor cercetate conform necesităților de securitate alimentară. Și obiectivul 4 este elaborarea modelului de prognozare a productivității agroecosistemelor în funcție de cerințele de securitate alimentară a Republicii Moldova. La baza cercetării a stat ipoteza potrivit căruia principiile actuale de evaluare a potențialului productiv al sistemului agroalimentar național sunt exclusiviste, reducționiste și fragmentate. Abordarea agroecologică de studiere a productivității agroecosistemelor culturilor de câmp, bazată pe criterii multidisciplinare, ce integrează aspectele ecologice, agronomice, pedologice, permite evidențierea problemelor de sistem și identifică soluții de management echilibrat al resurselor naturale, tehnologiilor de producere și necesităților societății în produse agroalimentare conform rigorilor de securitate alimentară. Obiectele de studiu au fost selectate 3 culturi, grâu de toamnă, porumb pentru boabe și floarea soarelui, care sunt esențiale pentru sistemul agroalimentar și securitatea alimentară, deoarece conform estimărilor datelor Biroului Național de Statistică, aceste 3 culturi ocupă 80% din suprafața totală de 1,6 milioane hectare destinate pentru utilizare în agricultură. Grâul de toamnă ocupă 23% din suprafața totală, cultura porumb ocupă 33% și floarea soarelui ocupă 25%. Evaluarea agroecologică a productivității a fost realizată în spațiu temporal de 41 de ani, pentru perioada 1980-2021, cercetările în câmp s-au realizat în anii agricoli 2012, 2013 și 2014. În condiții de producere au fost realizate cercetările în cadrul gospodăriilor agricole SRL Trofion din comuna Chiștelnița și SRL Târșiței Agro din comuna Târșiței, ambele raionul Telenești, care sunt amplasate în zona agroecologică a Moldovei Centrale și corespund poligoanelor de cercetare a Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului Nicolae Demo, numărul 11, 12 și 14. De asemenea, au fost utilizate datele Centrului Băcioi a instituției publice, Comisia de Stat pentru Testarea Soilor de Plante a Republicii Moldova. Reieșind din caracterul transdisciplinar și multifactorial de cercetare pe care îl recomandă știința agroecologică, a fost utilizat conceptul agroecosistemic bazat pe componente centrale ca productivitatea, resursele și disponibilitatea resurselor, eficiența agroecosistemică, stabilitatea, sustenabilitatea și autonomia agroecosistemică. De asemenea, pentru a identifica aspectele de funcționalitate, problemele de funcționalitate a sistemului agroalimentar și a agroecosistemelor, a fost utilizat aspectul multifactorial de studiere a productivității, aplicând în cadrul cercetării criteriul cantitativ, care a fost determinat în baza indicatorilor de recoltă potențială, determinați în baza notei de bonitare și a recoltei potențiale determinate în baza coeficientului de utilizare a precipitațiilor atmosferice de către culturile de câmp cercetate. De asemenea, productivitatea efectivă a fost evaluată în baza recoltei medii în câmp, care a fost colectată din agrocenozele de cultivare a culturilor în cadrul gospodăriilor agricole. În cazul culturii grâu de toamnă a fost aplicată metoda metrică, iar pentru cultura porumb și floarea soarelui a fost aplicată metoda liniară.
De asemenea, au fost evaluate datele statistice prezentate de către Biroul Național de Statistică și de către antreprenorul agricol. Criteriul economic a fost evaluat conform datelor din import-export a produselor agricole principale a culturilor cercetate, evaluând valoarea economică și cu raportul cost-beneficiu. Criteriul energetic a fost determinat în baza recomandărilor de transformare a coeficienților inputurilor în agrocinoză, în agroecosistem, recomandate de Pimentel și Afanasiev. De asemenea, a fost determinat bilanțul energetic în baza cu raportului input-output a resurselor energetice introduse în agroecosistem. Pentru evaluarea stării de securitate au fost utilizate dimensiunile de bază recomandate de către Strategia Securității Alimentare a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, prin care putem enumera disponibilitatea fizică, accesul fizic și economic la alimente, utilizarea alimentelor, stabilitatea celor trei dimensiuni în timp. Evaluarea productivității prin prisma criteriului cantitativ relevă și reconfirmă că potențialul bioproductiv al Republicii Moldova este înalt. Aceasta se poate vedea în tabelul 1, unde sunt reflectate rezultatele indicatorilor de recoltă determinate în baza notei de bonetare și în baza utilizarea coeficienților precipitațiilor atmosferice. Putem evidenția că chiar și în anii secetoși, precum a fost anul 2012, recolta potențială în baza precipitațiilor pentru grâu de toamnă este 4,5 tone la hectar. Pentru floarea soarelui putem obține în baza precipitațiilor care au căzut în anul 2012, conform datelor punctului Telenești a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, este de 2,7 și pentru porumb de boabe 5,7. Evaluarea structurii recoltei a evidențiat o diferență a recoltei, a indicatorilor de recolte. Pentru cultura grâu de toamnă evidențiem o diferență de 40% în medie, pentru floarea soarelui evidențiem o diferență de 35% și pentru porumb, pentru boabe evidențiem o diferență de 45%, ceea ce poate fi explicat prin pierderile de recoltă în procesul de recoltare, procesare și depozitare, prelucrare a produsului agricol principal. De asemenea, evidențiem o diminuare a indicatorilor de recoltă de către producătorii agricoli, în fapt ce generează riscuri de securitate alimentară și o evaluare incompletă a potențialului productiv la nivel național. De asemenea, evaluarea indicatorilor într-o perioadă de timp de 41 de ani a permis să evidențiem aspectele de funcționalitate ale agroecosistemelor care pot fi calificate, care evidențiază un dezechilibru funcțional și înregistrează evoluție instabilă cu variații de la an la an. De asemenea, putem evidenția în diagrama din figura 16 că factorii climatici influențează diferențiat culturile agricole. În unii ani, indicatorii de recoltă sunt scăzuți pentru toate culturile, iar în anii precum 2003, an secetos, a fost afectat doar cultura grâu de toamnă. Evaluarea productivității prin prisma criteriului economic reconfirmă caracterul comercial al culturilor cercetate, condiționat de gradul înalt de cerere pe piețele externe. Preponderent, produsul agricol principal al culturilor cercetate se exportă în Turcia, Bulgaria, Grecia, România și unele state europene. Potrivit datelor obținute în cadrul cercetării, evidențiem anumite disfuncționalități care afectează securitatea alimentară, reșind din faptul că avem o producție înaltă a grâului de toamnă. Spre exemplu, în anul 2021 avem o recoltă de 1.565.000 tone, dar totodată evidențiem o balanță negativă a importului de făină de grâu, care diminuează PIB-ul cu 6-7 milioane dolari americani. Evaluarea productivității prin prisma criteriului energetic denotă un randament pozitiv
evaluat conform fișei tehnologice pentru cultura grâu de toamnă. Totuși, valorile randamentului de conversie al energiei se apropie de punctul critic și devin negative în cazul includerii energiei masei organice a solului. Condițiile pedoclimatice influențează randamentul de conversie a energiei, astfel, în anul 2012, an secetos, o kilocalorie investită produce 3 kilocalorii de produs agricol principal, iar în anul 2013-2014, ani favorabili agricol pentru cultura grâu, o kilocalorie contribuie la obținerea aici nu se vede, a 7-8 kilocalorii. Aceeași legitate observăm și în cazul culturii florii soarelui. Cota carburanților ca investiții constituie 57% din totalul investițiilor în agroecosistem. Randamentul de conversie evidențiază valori pozitive conform fișei tehnologice și, de asemenea, în condițiile includerii cotei masei organice din sol mineralizată de către planta în contextul creșterii, relevă valori negative a randamentului de conversie. În anul 2012, o kilocalorie investită în agrocenoza florii soarelui contribuie la obținerea 6 kilocalorii, iar în 2013-2014 obținerea a 13 kilocalorii. În cazul agrocenozilor porumbului, cota carburanților constituie circa 57% din totalul inputului. Randamentul de conversie este pozitiv conform fișei tehnologice și se reduce în condițiile includerii energiei masei organice, dar în cazul culturii grâu de toamnă nu atestăm un randament negativ. De asemenea, observăm o valorificare mai eficientă a inputurilor de către cultura porumb, astfel o kilocalorie investită contribuie la obținerea 17-18 kilocalorii. Astfel putem evidenția că productivitatea culturilor este determinată, este bazată în mare parte pe baza fertilității reale a solului și fapt ce contribuie la reducerea fertilității solului. Parametrii de structură și funcționali, de asemenea, evaluați conform modelul Conei, evidențiază caracterul instabil, și dar sustenabil, al agroecosistemelor cercetate. Pierderile de recoltă conduc la eficiența redusă, utilizarea irațională a resurselor de sol, astfel, prin recoltele culturilor cercetate, anual, se exportă 82.000 tone de azot, 30.000 tone de fosfor și circa 100.000 tone de potasiu, export ireversibil a elementelor nutritive, iar importul și introducerea îngrășămintelor minerale și organice nu acoperă acest export. De asemenea, securitatea alimentară pune accentul pe raportul, corelația dintre producția agricolă a culturilor cercetate și șeptelul de animale. Din diagrama figurei 20 putem observa o decalaj enorm dintre producția culturilor cercetate și numărul sau șeptelul de animalier din Republica Moldova, ceea ce generează o stare de insecuritate alimentară care cu tendințe despre medie spre severă, caracterizată prin disponibilitatea limitată a alimentelor, perturbări acceselor la alimente, declarează dereglarea utilizării alimentelor și instabilitatea acestor trei dimensiuni în timp. În baza datelor obținute a fost elaborat model de prognozare a productivității, care este bazat pe sisteme de diagnosticare a problemelor de funcționalitate a agroecosistemelor. În mod eminent este necesar de revizuit structura de repartizare a terenurilor agricole destinate agriculturii pentru sistemul de cultură practicat la nivel național. A fost determinat în baza valorilor de import-export și a consumului intern, a fost determinat cota necesară de grâu de toamnă în
conform necesităților interne, fiind de 530.000 de tone de grâu, care pot fi cultivat, obținut de pe o suprafață de 240.000 hectare. Pentru floarea soarelui este necesar 300.000 tone și poate fi cultivată de pe o suprafață de 260.000 hectare. Pentru grup, porumb, pentru boabe, avem un necesar intern de 950.000 tone, care poate fi cultivat de pe 390.000 hectare. De asemenea, a fost determinat un modul digital denumit ca sistem de diagnostic agrometeorologic timpuriu pentru a facilita diagnosticarea factorilor agrometeorologici și oferi soluții ameliorative pentru a preveni și reduce consecințele perioadelor de secetă asupra culturilor agricole. Acest modul digital este divizat în două compartimente. Compartimentul general, care reflectă starea culturilor în funcție de indicatorii pedoclimatici, temperatură, precipitații, umiditate atmosferică, umiditate din sol. Indicatorii sunt racordați la fenofazele culturilor agricole și compartimentul individual include aspecte de apreciere și prognozare a productivității culturilor agricole conform asalomentului și implică introducerea de către agricultor a unui șir de date de ordin individual. Acest modul facilitează interacțiunea dintre comunitatea fermierilor, comunitatea oamenilor știință și reprezentanții autorităților pentru a consolida sistemul agroalimentar și dezvoltarea durabilă, precum și contribuie la asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova. În urmare, în baza rezultatelor cercetărilor în cadrul tezei, au fost definite 11 concluzii. Domnule președinte, o mare parte de ele au fost prezentate. Dacă îmi permiteți să dau citire recomandărilor sau trec concluziile. Da. Să dau citire recomandărilor. Prima recomandare, estimarea agroecologică a productivității poate fi cu relevanță aplicată în prognoza complexă a recoltelor la nivelul de gospodărie agricolă, regiune agropedologică și profil republican, la determinarea sistemului de gospodărie, influenței diverselor riscuri, stări de funcționalitate a sistemului agroalimentar național conform rigorilor de securitate alimentară și strategiilor de dezvoltare, concomitent sunt necesare cercetări adiționale pentru includerea tuturor criteriilor de structură și funcționalitate caracteristice agroecosistemelor altor culturi din sistemul agricol al Republicii Moldova, pentru creșterea rezilienței sistemului agroalimentar național la situații critice de natură biotică și abiotică, se recomandă crearea sistemelor de diagnostic și monitoring transsectorial, potențial de identificare a factorilor de risc și analiza prin prisma criteriilor structurale și funcționale ale agroecosistemelor specifice sistemelor culturilor practicate în condițiile actuale de producere. Din această perspectivă, se consideră oportun de a determina și studia tipurile de agroecosisteme existente la moment în sistemul agroalimentar național. Din perspectiva asigurării securității alimentare, este necesar modificarea principiilor de evidență și estimare a indiciilor de recoltă la nivelul gospodăriilor agricole pentru o precizie mai înaltă a productivității și potențialul bioproductiv al culturilor agricole, ce impune crearea unui sistem comprehensiv și integrat de colectare a datelor cu privire la stocurile de produse agroalimentare, evoluției prețurilor, utilizării durabile a fondului funciar valorificat în agricultură, stării fertilității solului și evoluției factorilor pedoclimatici, resurselor energetice și tehnologiilor implementate în producere, costurile impactului practicilor negative de producere la nivel de agroecosistem. Acestea impun crearea Sistemului Național de Monitoring Agroecologic. Și ultima recomandare se referă la utilizarea în practicile agricole a softului și aplicațiilor digitale fondate în baza datelor agroecologice integrate cu adaptarea tehnologiilor din cadrul sistemului de agricultură cu valori ce va contribui la diagnosticarea reală a efectelor și consecințelor din ce în ce mai vizibile ale schimbărilor climatice asupra productivității culturilor agricole, pentru eficientizarea măsurilor de gestionare durabilă a componentelor structurale și funcționale ale agroecosistemelor la nivel de fermă, regiune sau țară, sunt necesare cercetări suplimentare orientate la prevenirea riscurilor agroecologice, aplicării mecanismelor adecvate de asigurare a productivității uniforme și echilibrate, precum și eficientizării randamentului tehnologiilor agricole, diminuării factorilor de degradare a resurselor naturale.
Mulțumesc pentru atenție. Mult stimatic competitor, Gheorghe Rakovic, noi suntem, bineînțeles, că surprinși de informația care ne-ați prezentat-o și oricum aș vrea că noi continuăm unele analize. Și în primul rând, pe mine m-a impresionat volumul combustibililor utilizate pentru obținerea recoltelor respective. O cifră de acesta care depășește, îmi pare, 50% și eu aș vrea să dumneavoastră să faceți o analiză și care sunt cauzele, că mi s-a părut că este destul de mare. Într-adevăr, utilizarea combustibililor fosile în procesul de producere se datorează faptul că gospodăriile agricole, unde au fost efectuate cercetările, aplică tehnologii cu multe prelucrări, cu multe etape tehnologice de pregătire a semănăturilor, de prelucrare a solului și îngrijirea semănăturii. În aceste considerente sunt utilizate cantități mari de combustibil în procesul de producere. De asemenea, am evidențiat faptul că în aceste gospodării se utilizează tehnică încă din perioada sovietică, care se caracterizează pentru un consum mare de combustibil, care are un impact asupra bilanțului energetic în cazul agrocenozilor studiate. Peșteanu, Departamentul Horticultură și Silvicultură. Foarte interesantă teză, am ascultat despre siguranța alimentului, ați vorbit despre trei culturi care de bază. Pe mine mă interesează toată activitatea aceasta care cu metodele, modelele astea, le-ați utilizat la trei specii, la grâu, la porumb, la floarea soarelui. Pot fi aplicate și la alte culturi agricole, horticole sau așa mai departe. Ori asta e numai pentru aceste trei culturi. Mulțumesc pentru. Mulțumesc, domnul Peșteanu. Și în recomandare am menționat că este necesar de a aplica principiul agroecosistemic de evaluare și altor culturi. Principiile care au fost studiate, implementate în cadrul cercetării, într-adevăr, au fost aplicate, determinate sau configurate pentru culturile de câmp. Urmează și pentru culturile horticole, dar aici este nevoie de o cercetare suplimentară care să adapteze aceste modele agroecosistemice și pentru culturile corticule, deoarece la fel livezile la fel reprezintă un agroecosistem ca și în cazul fermelor de creștere a animalelor, la fel se caracterizează ca agroecosisteme. Și aceasta ar permite mult mai bine integrarea analizei sistemului de producere la nivel național și ar permite dezvoltarea durabilă a întregului sistem agroalimentar național. Ați descris dumneavoastră o situație cam tristă. Producția se stabilizează sau scade, prețurile inputuri, dacă ați menționat 50%, doar combustibil prezint în locuie, prețurile inputuri cresc, prețul la producție agricolă care se comercializează scad, deci nu sunt cele așteptate de producători agricoli. Deci, mai ales în condiția ansicitos, pericolul este de bacrotare. Deci, mulți vor dispărea din proces de producere. Și încă un lucru tot foarte trist, care l-ați spus dumneavoastră, că noi exportăm dintre cele trei culturi care practic constituie 80% din structura forței sămânțare, noi mult exportăm. În felul ăsta, și ați indicat la fel ce se întâmplă și cu materie organică, deci noi exportăm bogăția noastră cremă. Noi, care e viitorul? Cum ieșim? Cum depășim situația asta? Ce facem mai departe? Iată situația asta critică în care am pomenit, pentru că agricultura nu are perspectivă. Dacă noi păstrăm acel model care domină în timpul de față, problema asta, eu cred că dumneavoastră ați abordat ce e mai important problemă la moment și trebuie strâmbițăm să lucrurile astea, trebuie să întreprindem niște măsuri, cum să depășim situația aceasta. Probabil că este necesar de schimba și conceptul de a face agricultura. Noi poate nu mergem corect. Care e opinia dumneavoastră în privința asta? Domnule președinte, într-adevăr am evidențiat faptul că indicatorii de productivitate sunt practic influențați de condițiile pedoclimatice,
Adică în secolul 21, când sunt tehnologii agricole avansate, vorbim despre digitalizare, digitalizarea agricolor, vorbim de agricultura de precizie. Noi, la nivel național, încă suntem la, spunem noi așa, popular, la mila Domnului. Este necesar, într-adevăr, de revizuit conceptul de agricultură la nivel național, care să fie orientat la introducerea unor tehnologii agricole de producere adaptate la condițiile actuale, și să punem accentul pe satisfacerea necesităților agroalimentare interne, deoarece și chiar și dumneavoastră ați menționat în studiile care le-ați realizat că predomină culturile de interes economic, iar coeficientul de dependență alimentară este unul înalt, conform cercetărilor, în cazul tomatelor care pot fi produse la nivel național. Noi atestăm o dependență înaltă față de importul și piețele externe la această cultură. De aceea este nevoie de revizuit totalmente redistribuirea terenurilor agricole și aceasta trebuie să fie realizată de comun, prin implicarea comunității oamenilor de știință, prin implicarea instituțiilor responsabile, și aș mă refer la Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei și Ministerul Dezvoltării Regionale, și desigur trebuie de atras și implicat în aceste procese agricultorii, fiindcă agricultorii sunt acele forțe care stau la baza securității alimentare a Republicii Moldova. Fără o implicare și fără o conștientizare din partea dumnealor a necesității de schimbare a sistemului de cultură, va fi practic imposibil de depășit situația de criză și, într-adevăr, un risc enorm de perspectivă, de moment și perspectivă, pentru asigurarea necesarului de produse agroalimentare la nivel de țară. O întrebare. Vreau ca să concretizez. Insistați la schimbarea sistemului de agricultură sau la schimbarea tehnologiilor? Mulțumesc mult! Eu optez pentru schimbarea sistemului de agricultură și introducerea de tehnologii adaptate la condițiile de climă și pedoclimatice care le avem actual în Republica Moldova, care ne confruntăm. Într-adevăr, sistemul de agricultură este unul într-o stare de tranziție din perioada sovietică și în perioada de tranziție de 30 de ani, și la moment nu putem spune că avem un sistem de agricultură determinat, adaptat pentru principiile de organizare și funcționare a sistemului, a necesităților interne ale Republicii Moldova. Rămânem în starea de tranziție, da? Care prea mult durează și afectează cel mai important, resursele naturale, solul și fertilitatea acestuia. Dacă îmi permiți, eu aș vrea să spun întrebare foarte justă. Deci în agricultură sunt întrebări de ordin sistemic, sunt întrebări de ordin particular. Noi, cu părere de rău, în Republica Moldova, mai mult am apreciat întrebări de ordin particular. Adică care să mănăm, care soi, care hibrid, când să mănăm, cât să mănăm. Deci, bine, lucrarea, premergătorul, fertilizare, fiecare cultură în parte. Dar probleme de ordin sistemic, adică cum ar fi asolamentele, sistemul de lucrare, sistemul de fertilizare, care nu doar e orientat spre roadă, dar e orientat spre fertilitatea solului, părerea lui e neglijat până în timpul de față. Deci, actualitatea problemei care dumneavoastră abordați e extra importantă pentru Republica Moldova. Mulțumesc. Vă rog, următorul. Da, poftim, domn profesor Balan. Pe parcursul la 20 de minute am ascultat un raport foarte amplu referitor la producerea principalilor culturi în Republica Moldova. Și până acum au fost întrebări și altele. Poate fi dezvoltată fitotehnia separat de zootehnie, în care a ieșit întrebarea aceasta din răspunsul dumneavoastră la întrebarea domnului academician. Și a doilea întrebare. Aportul principal al lucrării constă în model de programare a productivității agroecosistemelor. Da. Programarea în cauză.
care sunt elementele de bază? Și a doilea moment, referitor la modelul acesta, cum s-a răsfrânt el în anul 20-24, când seceta a fost foarte mare? Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebări. Noi am, în contextul cercetării, am evidențiat faptul că există o discrepanță dintre sectorul fitotehnic de producere a culturilor agricole și cel zootehnic. Este necesar o integrare mult mai mare a acestor două sectoare pentru a asigura în special cerințele de securitate alimentară. La moment, ați văzut conform diagramei că da, conform diagramei, acest decalaj dintre productivitate și numărul de bovine, porcine și ovine în anul 2021. Sistemul sau modelul de prognozare ar oferi o soluție, un avantaj de chiar și de integrare acestor două componente din perspectiva de asigurare a necesităților alimentare, precum și pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial, agroalimentar național. Modelul care l-am propus digital este conceput pentru a asigura o evaluare a stării culturilor agricole în condiții de secetă și a veni cu o soluție recomandată științific pentru ameliorarea culturilor agricole în condiții de criză, fenomene climatice critice. În cazul unor secete, această aplicație, acest soft, ar recomanda care sunt tehnologiile și care sunt măsurile ameliorative pe care trebuie să le îndeplinească un agricultor pentru a menține recolta, reșind din condițiile reale pedoclimatice. Acest model urmează a fi suplimentar dezvoltat cu includerea detaliilor ce ține de o regiune sau un teritoriu, o zonă agroecologică concretă și cu utilizarea și altor măsuri de diagnostic la nivel teritorial în regim real. Aceasta ar facilita, într-adevăr, depășirea situațiilor critice pedoclimatice care suntem afectați și acum. Da, poftim. Poftim, domn profesor. Domnul Racoviț, spuneți, vă rog, aici în aspect aplicativ ați spus că rezultatele dumneavoastră au fost propuse niște recomandări care au fost incluse în planul de implementare pentru securitatea strategiei securității alimentară a țării. Care anume recomandări au reieșit din lucrarea dumneavoastră? Mulțumesc. Pentru planul de implementare a strategiei a fost atras atenția asupra faptului includerii a datelor ce ține de productivitatea, fiindcă cantitatea produselor agroalimentare, deoarece strategia pune accentul în special pe asigurarea securității alimentare, inclusiv din import din exterior. Recomandările care au fost date în contextul cercetării a fost accentuat necesitatea de a asigura securitatea alimentară sau necesarul de produse agroalimentare prin producție internă și anume de a diversifica lista culturilor care pot fi
valorificate pot fi cultivate la nivel intern de către gospodăriilor agricole. Deoarece strategia securității alimentare are ca obiectiv central asigurarea accesului la alimente, dar ei nu pun accentul pe asigurarea accesului la resurse pentru a produce produse agroalimentare. Aceasta a fost principala recomandare care a fost evidențiată în cadrul planului de implementare a strategiei securității alimentare a Republicii Moldova. Da, mulțumim. Domnul profesor Rusu dorește să întrebi. Poftim, domn profesor. Mulțumesc, domnule președinte. Mă auziți? Da. Aș vrea mai întâi să vă salut pe dumneavoastră, domnule președinte, pe membrii comisiei, pe doctorand de asemenea, pe coordonatorul științific, pe doamna Valentina Andriucă și pe toți ceilalți care sunt în sală. Să vă salut și să vă spun că mă bucur că am asistat la această prezentare. Am și eu o întrebare. Întrebarea mea la care m-am gândit, ați răspuns parțial, răspunzând la celelalte întrebări, dar o parte din întrebare rămâne, fiindcă am să vă spun acum de ce. Și această întrebare se referă la acest soft pe care l-ați creat și care este un lucru foarte important pentru comunicarea publică de astăzi, fiindcă rolul unei teze este să aducă ceva util pentru practică, pentru producție. Întrebarea este legată de acest soft. Să văd dacă am înțeles bine sau dacă utilitatea acestui soft este în direcția aceasta. Și întrebarea este următoarea. Poate fi acest soft utilizat de Ministerul Agriculturii din Republica Moldova pentru a evalua producția, de exemplu, pentru anul următor, având la bază raportările care se fac în orice țară la începutul anului agricol. De exemplu, în toamnă se raportează către Ministerul Agriculturii că au fost semănate cu grâu de toamnă, știu eu, 100.000 de hectare. Ca urmare, Ministerul Agriculturii, utilizând acest soft, în primăvară, cunoscând productivitatea la nivelul Republicii Moldova, ar putea afla care ar fi producția potențială obținută de pe această suprafață semănată și ar putea apoi, asigurând securitatea alimentară a Republicii Moldova, adică cunoscând că în general se consumă o anumită cantitate, nu știu, 400.000 de tone, se utilizează în Republica Moldova, restul care rezultă în plus ar putea să facă contracte cu alte state pentru a comercializa surplusul de grâu. Aceasta este întrebarea mea. Dacă poate fi folosit în acest scop la nivel național, la nivelul Republicii Moldova, cunoscând suprafețele care se vor semăna respectiv în anul următor, și dacă mai trebuie introduse și alte date. Din ceea ce ați prezentat am înțeles că da, sunt necesare și date de tehnologie și așa mai departe. Dar aceasta ar fi întrebarea mea, dacă îmi puteți răspunde. Mulțumesc, da. Mulțumim, domn profesor. Mulțumesc, domn profesor. La momentul dat, această aplicație nu poate oferi o astfel de prognoză, dar dumneavoastră practic ați descris perspectiva de dezvoltare acestui soft și unde ar trebui să ajungem în dezvoltarea acestuia, deoarece urmează dezvoltarea și altor module care să permită, pe de o parte, fermierului să interacționeze în mod interactiv, în regim real, cu comunitatea oamenilor de știință de la instituțiile cercetătoare din Republica Moldova, pe de o parte. De asemenea, prin intermediul acestei aplicații și prin dezvoltarea ei, va fi posibil de creat o platformă de comunicare dintre
comunitatea fermierilor și reprezentanții autorităților publice, mă refer aici la Ministerul Agriculturii, iar prin cointeresarea agricultorilor de a aplica, de a utiliza această aplicație, va da posibilitate, doar atunci va da posibilitate Ministerului Agriculturii ca să poată face o evaluare, o analiză și o prognoză pentru viitoarele cantități de producție agricolă necesare, reșind din analizele, din rezultatele anterioare, potențialul productiv al resurselor de sol, climă, care pot fi estimate prealabil și în timp, în regim real, reșind din evoluția factorilor pedoclimatici, ministerul să corecteze anumite prognoze, anumite procese de producție. Da, domnul Rusu, dumneavoastră ați punctat cu o previziune foarte bună cum trebuie să dezvoltăm acest soft și astfel de programe în perspectivă. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai sunt eu, pur și simplu vreau reflexii la întrebările care deja au pervenit aici. Soluția, adică noi o înțelegem, o cunoaștem, dar problema a fost creată de noi. În perioada privatizării, când a fost distrus viteritul, pentru ce s-a întâmplat? Culturile furajere au dispărut din structura suprafețe în sămânțare. 450.000 de hectare au fost ocupate floarea soarelui, porumb. Noi acum semănăm greu de toamnă pe floarea soarelui, pe porumb. Asta nu e normal. Și așteptăm, eu știu, o producție înaltă atunci când noi nu respectăm cerințele de bază, în primul rând pactul imitativ, umiditatea, să așteptăm o schimbare bruscă, va fi greu. De aceea este necesitate de a revedea întreg sistemul de agricultură. Și atunci doar putem să o sănăm probleme. Dar prin tehnologii, FIBA, chiar și tehnologii conservative, care acum sunt la ordine zile, ele nu permit de a hotărâi problema. Dacă noi o să continuăm să mănăm în sistemul conservativ de agricultură, o să continuăm să mănăm grâul pe floarea soarelui sau grâul pe porumb, nu hotărâi problema. Deci problema e simplă, dar necesită unele implicări la nivel statal. Și aici dumneavoastră aveți drapelul în mână pentru a aborda această problemă la nivel republican, de a spune cu oameni buni, noi am comis unele greșeli și trebuie să-i reparăm. Noi le-am creat și e datoria noastră ca să reparăm. Nu e simplu, eu înțeleg că aici o sumedenie de probleme apar, dar e posibil. Pentru că aceleși subvenții în agricultură pot fi acordate cu multe țări acum acord. Nu pentru, mă scuzați, roata la tractor sau, eu știu, sau la motorină, sau știu, dar cantitatea de carbon, materie organică, care acumulează fermierul în sol. Cineva îl interesează, cineva cât humus a acumulat fermierul în sol, având sistemul de agricultură, crescând floarea soarelui, grâu și porumbul. Imposibil. Deci noi am devenit mineri, șachtiori. Cu aceste trei culturi, 80% din structură, noi pompăm din sol, fertilitatea solului, fără a restabili, cum greșind minerale, nu hotărâm problema. Absolut nu hotărâm. Deci e restabilirea viteritului. Înțeleg că e o problemă dureroasă, dar asta o posibilitate, reîntoarce ierburile perenne în asolament. Păi chiar și Liebig, când scria ultima sa carte, el a spus că îmi cer scuzare că am greșit, că am supraapreciat, am greșit minerale. Liebig spunea că fără trifoi, era dumneavoastră din Germania, fără gunoi de grajd, e imposibil de a avea o agricultură rațională. Noi am exclus și ierburile perenne, am exclus din asolament, și gunoi de grajd, am exclus, dar vrem roade înalte, nu știu, ce model n-am face noi, el nu poate să ne asigure așa un nivel înalt produs. De ce? Repet atâta oară că problema care ne-a abordat este problema principală importantă pentru viitorul țării, pentru prezent, pentru viitor. Vă mulțumesc, îmi cer scuze pentru faptul, da, poftim întrebări. Da, poftim. În raportul dumneavoastră m-ați atins parcă pare mie două probleme, deci una națională ce ține, ce a spus domnul academician, de perfectarea solului și creșterea productivității și alta din ordin a exportului și importului și bilanța negativă financiară care se primește din faptul că mai mult importăm și mai puțin exportăm. Dar dacă aș vrea să întreb părerea dumneavoastră, deci care ar fi prima soluție implementată, fiindcă dacă dumneavoastră măriți productivitatea solului și numărul, cantitatea de
produse care vor fi obținute, asta nu înseamnă că nu va fi exportat mai mult și bilanța financiară nu va deveni negativă în continuare. Deci, cine ar fi primul să facă pas? Autoritatea centrală prin crearea unei politici de protecție a mediului agricol intern și ulterior, fiindcă dacă bilanța negativă rămâne financiară, asta înseamnă că va fi suficiente resurse pentru implementarea tehnologiilor în agricultura națională și iarăși creșterea productivității la recolta pe care ați menționat-o. Deci cine ar trebui să fie primul acțiune, autoritatea centrală pentru protecția producătorului intern și creșterea produsului pe piața internă sau întâi implementarea în agricultură? Mulțumesc! Mulțumesc de întrebare. În prim plan, este necesar de a dezvolta capacități interne pentru procesarea produsului agricol principal, care este obținut și în condițiile actuale, fiindcă o schimbare radicală noi nu vom avea. La fel, va fi necesar timp ca să schimbăm acest sistem de agricultură care este la moment și este necesar de creat capacități interne de procesare pentru a realiza produse cu valoare adăugată. De asemenea, menționată în cercetare, este necesar de schimbat structura sistemului de cultură, de introdus sau de alocat cote de teren și pentru alte culturi care sunt necesare în consumul intern, dar noi le importăm. Anterior, conform evaluărilor din datele statistice, este evidențiat cât se producea în perioada agricolă sovietică, spunem noi așa, cantități enorme, suprafețele terenilor agricole destinate pentru așa culturi ca hrișcă, ceapă, ustroi, castraveți, tomate, morcov, mazăre verde, legume de câmp, a fost una practic dublă comparativ cu ceea ce avem la ziua de astăzi. În condițiile când vor fi redistribuite suprafețele terenilor, nu vom avea acea cantitate enormă de produs agricol principal acestor trei culturi, mă refer aici la grâu, la porumb, la floare soarelui, și ar permite producerea acelei cantități care corespunde necesarului intern în alimentație și ca furaje pentru animale. Acestea ar fi principalele măsuri, mișcări care trebuie să le realizăm la etapa de moment. Ulterior, procesul se va reglementa de la sine dacă vor continua implementarea acestor unor astfel de politici. Da, mulțumim. Dar nu credeți, mi-ați, că noi accentul am pus pe siguranța alimentelor, dar n-am abordat până în timpul de față problema securității alimentare a țării. Probabil că aici dumneavoastră sunteți persoane vizate, da, care trebuie să abordați această problemă la nivel național, asta e o voce strigătoare, la cer trebuie să fie, pentru că noi, întocmai că aici șchiopătăm pe două picioare securitatea alimentară a țării. Noi ne-am focusat la venit, la bani, dar am uitat de bogăție supremă a țării, de sol, care nu putem să o vindem, dar noi o vindem acum, cu părere de rău, și o să rămânem cum zic românii, au răzbit o cărâtă. Nu știu, da, domn profesor. Da. Dacă nu sunt întrebări, nu sunt, nimeni nu insistă. Vă mulțumim, domn Racoviță. Atunci, secretarul științific, da, unde e dumneavoastră? Îl invit pe domnul Căzmălă, ca să citească de citire la acele avizuri care au venit la lucrare. Deci, sau până vine dumnealui, poate noi o leac, deci schimbăm ordine zi, dăm cuvântul doamnei profesor conducătorul lucrării, ca să iei cuvântul și atunci revenim când domnul Căzmălă apare. Mă scuzați pentru intervențiile făcute, dar o leac, încălcăm ordine protocolară, dar ca să economisim din timp. Poftim, doamna Andreu. Deci cine știe la domnul Căzmălă, care poate îl sunați dacă dumneavoastră să vină. Mulțumesc.
Deci, dumneavoastră vorbiți despre caracteristica personală, pentru că noi toți cunoaștem sensul lucrării, dumneavoastră ca persoană, da, ca lucrător științific, ca cadru didactic. Conectat? Nu știu nici. Este conectat, da? Mate, domnule președinte, estimați onorați membri ai Consiliului Științific Specializat pentru examinarea tezei de doctorat a domnului pretendent Racoviță Gheorghe, stimați colegi, vreau să vă comunic că probabil că ne-am convins astăzi cu toții despre o valoroasă muncă executată pe parcursul a mai multor ani de un specialist foarte bine pregătit și această lucrare probabil că a venit cu bucurie spre Universitatea Agrară de Stat din Moldova anterior, executând doctorandul, o muncă titanică, începând cu anul 2011 până în prezent. Să știți că și pentru mine a fost o bucurie ca și o plăcere deosebită, o satisfacție ca să conlucrez cu un specialist din domeniul agriculturii, din domeniul pedologiei, din domeniul agrochimiei, dumnealui fiind un absolvent a pedologiei de la Universitatea de Stat din Moldova, atunci când a intrat la doctorat la specialitatea agroecologie și documentându-se foarte bine cu manualele de agroecologie, dumnealui a evidențiat acele părți care sunt necesare Republicii Moldova. Și această lucrare, eu nu consider că este cu întârziere, fiindcă dumnealui ca specialist a lucrat tot timpul, a fost în pas cu problemele de securitate alimentară, dar și cu problemele agroecologiei. Vreau să vă comunic că dumnealui, începând cu primii ani de doctorat, dumnealui a fost 4 ani în doctorat, a început sub îndrumarea și sub sfaturile regretatului academician Valentin Ungureanu, dar el nu a avut niciun doctorand sau un masterand licențiat alături ca să-l ajute în colectarea datelor experimentale. Tot timpul s-a sfătuit, tot timpul s-a ghidat de sfaturile noastre și a putut ca să îndeplinească o lucrare interdisciplinară cu un aspect vădit agronomic care nu este atât de ușor pentru specialiștii, să zicem, din pedologie. Deoarece dumnealui a avut o experiență foarte bună și din agrochimia îndeplinită sub îndrumarea profesorului Corduneanu, Piotr Vasilievici Corduneanu. Acele materiale pe care dumnealui le-a selectat în teren, acele câmpuri, pe parcele, eu, drept vorbind, nu chiar înțelegeam că volumul de lucru îndeplinit, dar doamna conferențiar Dubiț a zis că pentru cultura grâu de toamnă, pentru floarea soarelui, porumb la boabe, este un volum extraordinar de mare de lucru în teren în anii de cercetare 2011-2014. La fel vreau să vă comunic că dumnealui a manifestat capacități foarte bune și în evaluarea rezultatelor, în prezentări. De obicei, noi lucrăm cu masteranzi și știm ce înseamnă masterantul contemporan, cât efort depune conducătorul. Dumnealui a fost un doctorand de excepție în îndeplinirea tezei și un volum de lucru statistic foarte mare, publicațiile pe care dumnealui le-a putut ca să le oformeze, prezentările. Și vreau să vă zic că domnul profesor Liviu Apostol, regretatul de la Universitatea Cuza, alți profesori universitari din România și chiar din Republica Moldova subliniau la diferite mese rotunde, simpozioane, capacitățile de prezentare și capacitățile de cunoaștere a problemelor a domnului Gheorghe Racoviță. La fel,
și membrii Consiliului Științific Specializat, membrii seminarului de profil, colegii din departament. Știu foarte bine că noi de la început, mulți dintre dumneavoastră, aveau unele dubii, unele observații. Toate observațiile care i-au fost făcute domnului pretendent la acest titlu onorific de doctor în științe agricole, dumnealui le-a luat în considerație, a prefăcut, a îmbunătățit teza, a luat în considerație toate sfaturile noastre. Și eu vreau să vă spun că această lucrare a putut fi prezentată astăzi în Consiliu și datorită muncii multor dintre dumneavoastră, aproape tuturor membrilor, fiindcă lucrarea este interdisciplinară, este o lucrare destul de valoroasă și o lucrare cu foarte, foarte multe aspecte pe care rar cine ar fi fost în stare să o îndeplinească la moment. Eu cred că lucrarea este finalizată, are o aplicație bună, de aceea este de un răsunet mare, îi va sta la îndemână atât domnului Racoviță, cât și multor specialiști din domeniul securității alimentare și agroecologiei. Vă mulțumesc! Deci, cuvântul se oferă acum secretarul științific pentru a da citire, deci, note informative și avizii pervenite la lucrare. Deci, stimați prezenți, noi vorbim despre, când vorbim despre obiecțiile și sugestii care au fost expuse în cadrul examinării a seminarului științific de profil, note informative la NACEC, putem să menționăm următoarele, că în cadrul ședinței care a avut loc ședințe preliminare a Consiliului Științific, au fost examinate cele observații, sugestii care au fost expuse și de membrii Consiliului Științific Specializat, dar și expertiza ANACEC-ului care a fost făcută asupra acestei teze. Deci, rezumatul observațiilor care au fost făcute de ANACEC au fost făcute 12 observații, dintre care au fost următoarele. Prima a fost de adăugat în introducere ipoteza de cercetare, adică au fost omisă un mic compartiment de părți introductive, de a elabora și adăuga lista tabelelor. Ceea ce a fost rectificat, a fost adăugat, de a elabora și adăuga lista tabelelor și lista figurilor, de a diviza scopul lucrării și obiectivele cercetării de introducere, ceea ce a fost înlăturat, adică a fost divizat, de a adăuga în adnotare obiectivele cercetării, ceea ce a fost adăugat, de exclude repetările de adnotare, au fost omise careva erori tehnice, de adăuga în capitolul 2 sinteza metodologiei de cercetare și justificarea metodelor de cercetare alese, ceea ce a fost făcută. Dau citire mai departe la toate observațiile, da? De a modifica denumirea capitolului 2, a 8 a fost de a corecta unitate de măsurare a roadei. Au fost luate în considerație. Da, 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 stimați colegi, într-adevăr. Permiteți ca să nu fie citite, da? Nu ați luat cont de toate. A fost luat cont și mai mult decât atât, deja în cadrul ședințe precedente,
pretendent a format și un răspuns prin care au fost înlăturate aceste neajunsuri. În perioada de pregătire a fost transmisă la părțile cointeresate și instituții, a fost expediat rezumatul, a fost la solicitare prezentat și teză de doctor computerul și a fost primite mai multe avize, ei sunt la număr sub 20, mai precis vorbim de 18, din diferite instituții, inclusiv și Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat, Institutul de IPAPS, Institutul de Pedologie și Agrochimie, este Academie Militară, sunt avize în mare parte absolută, ei sunt pozitive, observații practic nu sunt, din motivul că cei care au vizat această teză, ei au fost în bună parte au fost și prezenți la Consiliul Științific pe profil, au avut careva obiecții, careva sugestii, ceea ce a fost luat în considerație și, într-adevăr, lucrarea în toți au subliniat că lucrarea are un caracter finalizat și corespunde cerințelor și se recomandă spre susținerea publică la ședința Consiliul Științific Specializat. Să nu dăm știri la avizuri, pentru că s-a ocupat are mult timp. Da. Mulțumesc pentru atenție. Optim dacă aveți comentarii, dacă aveți răspunsuri la... Nu? 18, da. 18 avize sunt. Am următorul. Dacă sunt întrebări, da, întrebări. Comentați-vă. Mulțumesc. Nu sunt careva comentarii, obiecții la avize și obiecțiile care au fost date de către ANACEC, înaintate de către ANACEC și recomandările în ANACEC au fost îndeplinite corespunzător și au fost prezentate conform cerințelor. Conform protocolului, cuvânt să oferă deci oponenților oficiali. Domnul profesor Cerbari și doamnul doctor Dubiț. Da, doamnul Dubiț, poftim. Cine? Domnul Cerbari. Domnul Cerbari. Cum mai comod pentru dumneavoastră? Deci... Da. Domnul Cerbari. Luați microfonul. Nu îmi trebuie și da, dar sunt scrii. Tot sunt scrii, tot așa sunt scrii. Eu n-am să repet tot ce s-a spus astăzi. N-are niciun sens, fiindcă cu adevărat, fără o sistemă bine, cum să spun, pregătită de a folosi, de a utiliza solul după toate regulile care trebuie să fie, noi n-am să avem niciodată succes. Niciodată. Solul este o sistemă organo-minerală. Ca sistem organo-mineral, el cere ca în fiecare an, în fiecare zi, să se fie fluxul de substanță organică bogată în azot. Ca asta ar să fie îngreșămintele de la complexe de vitărit, ca asta ar să fie alte deșeuri. N-are sănătate. Asta n-are să ne scăpe. Asta are să asigure oricare restabilire undeva la nivelul de 30%, nu mai mult. Unica ieșire din situație este să trecem la agricultura verde, să folosim acele plante boboase care Rizobia spune că luăm din aer azot și îl prefacem din azot mineral în azot biologic.
S-au făcut foarte multe experiențe de acum și putem să spunem, acolo unde se introduce regulat substanța organică, se asigură introducerea substanței organică totdeauna, cum să spuneți, acolo este succes. Am trecut prin cercetări de la aceea că am început cu domnul Boris Pavlovic, unde avea o fășie de acoperită cu ierburi naturale. 16 ani. Am văzut că 16 ani a restabilit solul undeva la 15-17%. Nu mai mult. Dar până noi nu putem să așteptăm atâta. Am trecut la agricultura verde. Și am văzut că da, dacă folosim un an sub măzăriche sau sub mazăre de toamnă, da, folosită ca încorporată în sol ca îngrășământ organic, este un succes foarte mare. Însă noi nu putem să ne permitem aceasta, fiindcă acum nu mai sunt gospodării cu mii de hectare. Au acolo oameni 100, 250 de hectare, 10 hectare și el nu poate să-și permită să margă la un an ogor ocupat. Recoltele bune. Cine a putea să citească cartea care eu am scris-o, Solurile Moldovei, a să vedeți acolo și rezultatele. Cei și domnul Grigori vrea să ne spuie, e foarte important, fiindcă trebuie, totul se începe de la sol. Trebuie să facem așa, ca să nu pierdem solul, dar pierderea solului s-a început de la reforma funciară, să nu introducem agricultura conservativă fără a asigura afânarea fostului strat arabil, cam ceea ce s-a primit acum. Astăzi, cercetând solurile, dar eu cercetez aproape în fiecare an și văd, toate solurile care se lucrează superficial, 10 cm cu borona cu discuri, toate sub această, sub aceste 10 cm, au un strat puternic compactat și rădăcinile plantelor de cultură nu se duc în jos, dar se tăie pe stratul acesta sărmanele, că nu poți să treacă prin stratul acesta. Situația e foarte serioasă. Până când nu punem în regulă solul, mai departe toate celelalte, domnul Grigori, n-au să dă rezultat. Dar după aceea îmi face să fie rezultativ, adică să facem o, cum să vă spun, o reorganizație totală a folosirii terenurilor și un flux de substanță organică permanent, folosind culturile pedoameliorative, dar aceasta în Moldova e măzărichea de toamnă și mazărea de toamnă. Dar mazărea de toamnă 15 ani în urmă s-a început. Dar efectivă. Nu o să putem face nimic. Cu 30% care eu am spus cu deșeuri și cu cei ce ar să fie de la vitărit, și apoi nu credeți că gunoiul de grajdă e tare mare îngrășământ. Are 0,7-0,6% de substanță organică. Dar măzărichea în fiecare are până la 2% de substanță organică. Este și uneori și 3. Mazărea de toamnă 2 are. Mai puțin o leagă. Dar ele amândouă, cum ar fi, aceste două culturi folosite ca culturi intermediare, introduse în sol în calitate de substanță organică, sunt foarte efective. Hai să învățăm pe ai noștri să folosească, dacă nu măzărichea care e tare greu cu bază simișeră. Dar totuși trebuie să creăm și bază simișeră din măzărie. Domnul
Eu am fost cu el de una alături, cu domnul Boris, și el știe cât de greu să faci sămânță de măzărighi de toamnă. Măzărighi de toamnă foarte ușor. Orice țăran cu hârlesul poate să o facă. Da, o leacă, ea are 35-4%, 35 mai bine spus, de substanță organică de care se preface în gumus, pe când măzărechea unea are 45-5, o leacă e mai bogată, mai bine spune. Dar totuși, socot că dacă trecem prima etapă, toate celelalte ce domnul Grigorie spune, trebuie de creat. Numai decât cine folosește, cum se agricultura, ce se sămânță, trebuie de pasportizat toate terenurile agricole. Toate terenurile agricole trebuie pasportizate din punct de vedere a calității și din punct de vedere a posibilității ce mai bine de folosit acest teren. Nu îmi vedea mai departe cum a merge. Principalul e că domnul Grigore ne-a spus că fără a face aceasta, mai departe, nu departe am să mergem cu regret. Nu, dar luând în considerație totul, eu, în data acolo de acum, rezumatul în privința aprecierii disertației, socot, este făcut o lucrare foarte bună, o lucrare care dă posibilitate de făcut o revoluție în utilizarea solurilor, așa cum au făcut unele țări la Asfințit, eu am în vedere Elveția și într-o măsură care și Germania, că am fost la dâns și știu. Fiecare desenător de teren are un pașaport al terenului său. Și dacă, acolo e scris, 2-3 grade înclinarea. Tu n-ai dreptul să acelea soluri să folosești, fiindcă ele au să inviteze, au să facă să fie, asta cum îi spune, eroziunea. O să distrugă solul erozional. Tot așa și din punct de vedere a culturilor. Trebuie, ce facem noi? Iată, uitați-vă, cât terenuri netede sunt folosite sub viță de vie. Sub viță de vie așa trebuie să fie folosite. Sub grâu, ors, ovăz și așa și mai departe. Dar nu sub viță de vie. Sub viță de vie, partea de sud a Moldovei, colinile din Cahul sunt cele mai bune pentru a avea cele mai calitative, cea mai calitativă poamă. Pentru vin și pentru tot ce vrei. Și pentru... La general, socot că disertația domnului Grigore corespunde cerințelor care sunt pentru disertațiile de doctor în știință și, desigur, domnul Grigore trebuie să fie acest grad să-l primească. Iată tot ce eu am vrut să spun. Dacă sunt întrebări, mulțumim, vă spun una. Este o carte a mea acum scrisă, 500 de foi, unde toate problemele acestea cu solul sunt ridicate. E jale cu solul nostru. Eu vă recomand să citiți. Am primit o satisfacție citind această carte. Mulțumim mult. Mulțumim, mulțumim, domn profesor. Poftim dacă domnul Racuviț are ceva de răspuns. Domnule profesor, vom lua în calcul toate recomandările care au fost date și, desigur, solul este principala bogăție pe care trebuie să o protejăm și să o dăm urmașilor noștri într-o stare utilă și de valoare pentru a asigura și următoarelor generații necesarul de produse agroalimentare. De acord. Cuvântul să ofer domnul doctor Dubiț. Poftim.
Domnul președinte, stimată audiență, îmi permiteți să dau citire avizului asupra tezei de doctor intitulată Evaluarea agroecologică a productivității potențiale și efective a culturilor de câmp în condițiile de producere ale Republicii Moldova, elaborată de către pretendentul la grad de doctor în știință agricole Racoviță Gheorghe. Conform deciziei cu ANACEC, am fost numit în calitate de referent și în continuare voi prezenta apreciere și concluziile la care am ajuns în urma analizei și evaluării tezei de doctor prezentate. Actualitatea tezei, obiectivele de cercetare au fost fundamentate de către pretendent pe criterii de securitate alimentară privind funcționalitatea independentă a sectorului de producere de alimente, de producție de alimente în Republica Moldova ca un sector durabil și independent prin diferite metode care au fost abordate în lucrare. Tema de cercetare este cu noutate științifică și originalitate în metodologie aplicată, complexitatea abordărilor și componentelor aplicative pentru siguranța sectorului de producere agricolă din Republica Moldova, soluționării multor probleme legate de producția culturilor de câmp, inclusiv în anii nefavorabili climatici, prognozării productivității agroecosistemelor în funcție de cerințele de securitate alimentară a țării și altor necesități strategice. Teza de doctor are o semnificație teoretică și valoare aplicativă foarte înaltă, fiind o sursă valoroasă pentru strategia de securitate alimentară a țării, aplicării în procesul didactic și de cercetare ulterior. Rezultatele originale obținute în cadrul tezei de doctor de către domnul Gheorghe Racoviță i-au permis să dezvolte și să recomande măsuri de securitate alimentară a Republicii Moldova, componente de prevenire a degradării solurilor, aspecte ale utilizării raționale a resurselor naturale în sectorul agricol, elaborări în baza datelor tezei a unui sistem de diagnostic agrometeorologic timpuriu numit AgroStat, care indică o valoare aplicativă în alta lucrării. În ceea ce privește obiectivele de cercetare, datorită cunoașterii vaste a domeniului, cum este agroecologia, pedologia și agrochimie, securității alimentare și criteriilor naționale a securității generale, a permis în lucrare să formuleze 4 obiective principale, care au fost astăzi numite, nu le dau numirea. Scopul și obiectivele tezei au fost definite de doctorat foarte bine în componentele, evidențiind componentele și mecanismele, modalitatea de determinare a productivității agroecosistemelor în condiții reale de producere, racordată la satisfacerea necesarilor de producție și produse alimentare, agroalimentare, conform indicatorilor de securitate alimentare a Republicii Moldova. De asemenea, în lucrare a fost stabilită corectă metodologie de cercetare în teren și laborator. Au fost efectuate multe lucrări de birou pentru pregătirea scopului final, trasate concluziile corecte și recomandările aplicative importante. Prin originalitatea științifică și prin metodologia de lucru, volumul de lucru efectuat, se poate evidenția capacitatea de muncă a doctorandului, cunoștințele din domeniul agroecologiei, pedologiei, dar și din domeniile agronomice conexe, cum este fitotehnia, agrochimie, economia, statistica, modelarea matematică, sistemelor informaționale au dus la trasarea celor recomandări foarte importante pentru securitatea alimentară a țării. În ceea ce privește structura tezei de doctorat, corespunde în totalitate ghidului de redactare a tezelor de doctorat și este compartimentată în introducere 5 capitole care include câte fiecare și unele subcapitole, concluzii și recomandări, iar lista bibliografică include 151 de surse, atât de ediție națională cât și internațională. Lucrarea mai dispune de 13 anexe, 127 pagini text de bază, 46 figuri, 62 tabele, volumul total al lucrării constituind 201 pagini. În continuare, în lucrare este dat caracteristica fiecărui capitol,
dacă îmi permiteți să exclud, că e foarte mult, aș dori ca să mă axez pe unele concluzii de bază în ceea ce privește metodologia, am unele obiecții în exprimarea unor termeni, de exemplu în metodologie și chiar în lucrare este indicat în valoarea plantelor la hectar. Din punct de vedere agronomic, asta ar fi numărul de plante sau densitatea plantelor la hectar. Asta este necesar de luat în vedere. Capacitatea de muncă a doctorandului a fost foarte mare. Toate cercetările au fost bine definite, puse la punct, iar rezultatul volumului și acelei cantități mari de cercetări și de date care au fost acumulate, au fost trasate 11 concluzii generale și care au fost bine structurate și 4 recomandări. De asemenea, pe baza acestor date au fost publicate articole științifice, 8 articole științifice și cu aceste date doctorandul a participat la numeroase manifestări științifice încununate cu succes și apreciere din partea academică. Teza de doctor evaluată constituie un studiu interdisciplinar conex, integral, cu un volum impresionant de cercetare, studiu desfășurat conform obiectivelor stabilite, corespunzător scopului general și tematic, cu ipoteză științifică argumentată, privind evidențierea problemelor de evaluare reală, corectă a producției agricole, management echilibrat a resurselor naturale utilizate, aspectelor fondării unui sistem agricol național, corespunzător rigorilor de securitate alimentară a țării și amenințărilor unor riscuri climatice. Având în vedere cele menționate, consider că teza de doctor, intitulată Evaluarea agroecologică a productivității potențiale și efective a culturilor de câmp în condiții reale de producere a Republicii Moldova, elaborată de către domnul Gheorghe Racoviț, să corespund cerințelor, îndeplinește pe deplin condițiile pentru obținerea gradului de doctor în științe agricole la specialitatea 411.10 agroecologie și susțin conferirea acestui grad științific. Mulțumim, doamna doctor Dubiț. Atunci cuvânt să oferă domnul pretendent. Poftim. Mulțumesc, doamna Dubiț, pentru evaluări și aprecieri. Da, am observat și eu această scăpare, eroare, dar am putea spune că ar fi valoarea numerică a plantelor la hectar. Voi corecta suplimentar acest moment și mulțumesc mult de apreciere. Mulțumim. Mulțumim. Acum procedem la discuții științifice pe marginea lucrării. Deci participi toți cei prezenți. Vreau să spun că este obligatorie părerea la fiecare membru a Consiliului Științific Specializat. Poftim, cine începe? Poftim, domnul profesor Popov. Stimați participanți la susținerea tezei de doctor audiată astăzi. Într-adevăr, am audiat un subiect destul de amplu, o lucrare foarte interesantă. Dacă noi fiecare abordăm doar în direcția domeniului propriu de știință, astăzi am observat o abordare complexă, o abordare sistemică. De altfel, ceea ce consider că este primordial la momentul actual, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru întreaga comunitate care participă la producerea agricolă. În special pentru Republica Moldova, care este lipsită de surse energetice,
care în bună parte le formează îngrășămintele de nutriție, deci fertilizanții, dar ar fi o soluție dezvoltarea zootehniei. Însă, cum au spus și colegii, ea nu este unica abordare. Deci, abordarea sistemică a surselor de producere și, în special, principala sursă de producere, solul, este acea abordare de care are nevoie Republica. Este acea abordare care trebuie să vizeze nu doar pe cercetătorii științifici. Și cu regret, noi înțelegem, noi promovăm, când vorbesc despre noi, am în vedere domeniul știință, domeniul didactică, instruirea și formarea cadrelor tinere. Însă regretul este pentru administrația centrală, care foarte lent, foarte cu greu pot privi securitatea națională așa cum o privim noi, așa cum recomandăm noi, cercetătorii științifici. De aceea sper că informația care este astăzi audiată de noi va ajunge nu doar pe poliță, pe raftul bibliotecilor, dar va fi și promovată. M-a bucurat momentul abordării în teză și a unui modul matematic. Deci, astăzi avem moda de implicare a inteligenței artificiale. Și asta e bine, asta e progres. Și asta mă face să am încredere că informația din teză, informația din lucrarea efectuată va ajunge totuși mai sus, va fi privită mai constructiv și va fi implementată mai cu succes pentru Republica Moldova. Deci eu țin să mulțumesc candidatului, care e fără un minut deja doctor în știință, pentru munca depusă, pentru efortul care l-a manifestat și cu dârzenie a scos informația destul de complicată, a scos-o în capă. Și felicitări! Mulțumim! Mulțumim, domn profesor, poftim următorul. Cine? Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, pentru Facultatea de Științe Agricole și ale Mediului, astăzi este o sărbătoare, când noi ascultăm o teză de doctor în științe agricole în domeniul agroecologiei. Și dacă este vorba de această ședință, noi ne aflăm astăzi într-o sală renovată, e un grand european, Grădina Moldovei, Livada Moldovei. Așa că lucrul acesta este foarte binevenit pentru educația tinerii generații și sper că materialele care au fost ascultate astăzi în domeniul pedologiei, agroecologiei, vor sta la baza lecțiilor care le predă domnul Rurac la Facultatea de Agronomie și Științe ale Mediului, fiindcă astfel de lucrări, din păcate, sunt puține. Aș vrea să concretizez faptul că în 2000
18, când s-a apropiat doamna Andreuca Valentina împreună cu domnul Gheorghe Racoviță la școala doctorală Universității Agrare de Stat din Moldova. Este necesar de restabilit conducătorul în funcție și de susținut examenele care au fost susținute 7 ani în urmă. Desigur, a fost lucrul acesta binevenit. Domnul Racoviț a susținut toate 4 examene la timpul oportun și a început demararea tezei de doctor. Cu plăcere am analizat autoreferatul și nu întâmplător a fost întrebarea dată de programul acesta care va fi modelarea în continuare a agriculturii în Republica Moldova. Dar din păcate, vezi că țara este agrară, dar fără universitate agrară. Protecția plantelor într-o parte, fiziologia plantelor în altă parte, pedologie complet în altă parte. Cred că ceea ce a spus domnul Popov este cazul de acum de unificat totuși pregătirea specialiștilor în domeniul științelor agricole într-un centru oarecare care va fi monitorul agriculturii de viitor. Deci, aș vrea să menționez că teza, de spus autoreferatul, este îndeplinit conform cerințelor ANACEC, iar modalitatea de prezentare a materialului, care l-am ascultat noi astăzi toți împreună aici, a fost la un nivel foarte înalt. Cu ocazia aceasta, vreau să menționez că teza este disertabilă și tema care noi astăzi am ascultat-o este binevenită pentru o teză de doctor în științe agricole, iar domnul Racoviț merită de a conferi titlul de doctor în științe agricole. Mulțumesc! Mulțumim, domn profesor! Poftim, următorul! Da, poftim, domnul profesor Voroșov! Stimate domnule președinte, onorată asistență, mulți stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, sunt onorat prin participare la această ședință a Consiliului Științific Specializat, audind una dintre temele cele mai importante pentru Republica noastră. Dacă de făcut o analiză comparativă a ceea ce s-a de regulă se examinează și respectiv susțin la diferite consilii științifice specializate. Această teză este una care se deosebește anume prin abordările generale care au lipsit până acum, acele care sunt necesare și, într-adevăr, acele care elaborează niște direcții, niște strategii, niște metodologii care până la urmă stă la baza modificării agriculturii, dar nu a proceselor, deși și procesele tehnologice sunt de asemenea necesare. Audind foarte atent tot ceea ce ne-a prezentat competitorul Gheorghe Racoviță, vreau deodată să menționez că a fost într-adevăr o prezentare extraordinară. Atât după stilul, după modul de prezentare și după răspunsul la întrebări, discuțiile care au fost, bineînțeles că inițiate aici, Gheorghe Racoviț ne-a demonstrat că este un specialist cu capacități intelectuale deosebite, ne-a demonstrat că are posibilitatea într-adevăr să orienteze niște lucruri și niște probleme foarte dificile, atât din punct de vedere teoretic cât și practic. Și în felul acesta, bineînțeles că noi trebuie să-l apreciem la justa valoare. Lucrul ăsta îl facem prin tot ceea ce el ne-a prezentat. Deci asta,
având un scop deci ăsta, a unei teze, a unei lucrări științifice orientate, bineînțeles, la reorganizarea agriculturii în general, și vreau să spun că având o metodologie deosebită, care bineînțeles că a fost fundamentată de unele abordări anterioare, dar a avut posibilitatea și bineînțeles curajul să folosească niște elemente generale, niște elemente, în primul rând, să zicem așa, fizice, bazate pe particularitățile energetice a diferitor procedee, care, bineînțeles că având o posibilitate de a obține niște date foarte și foarte obiective, stau la baza analizei comparative a ceea ce poate fi și ceea ce este. Vreau să spun că această lucrare, în cazul dat, foarte mult mi-am amintește de cele abordări internaționale privind amprenta ecologică, o chestie care, mă rog, asta este specifică, dar vreau să spun că și amprenta agricolă ar trebui să fie abordată făcând o analiză, bineînțeles că și teoretică, dar și practică, în ceea ce privește potențialul de producere și până la urmă de menținere a securității și siguranței alimentelor și securității alimentare, precum și, bineînțeles, că acele metodologii care sunt necesare de a fi implementate. Nu vreau să mă opresc la tot ceea ce ține de la obiectivele care totalmente deci asta au fost acoperite de către niște concluzii foarte și foarte importante și bine prezentate. Toate elementele de noutate și originalitate, precum și, bineînțeles, că, semnificația teoretică, importanța practică, toate acestea au fost prezentate foarte și foarte bine și totodată cu un conținut logic extraordinar de bine prezentat. Lucrul ăsta se finalizează, bineînțeles, printr-o implementare. Chiar dacă este vorba de o companie din care am înțeles e privată, deci asta se numește Agro-APP, dar oricum lucru care până la urmă ne demonstrează că acestea nu sunt doar niște abordări teoretice, ci ele, bineînțeles, că au o continuitate practică foarte importantă. Totul mai departe se continuă prin acele lucrări care noi le cunoaștem foarte bine, fiind 8 lucrări la număr, inclusiv 2 lucrări, 2 articole în articole științifice de peste hotare. Tot acesta ne demonstrează că noi cu dumneavoastră astăzi participăm la un eveniment foarte important, la transformarea unui din colaboratorii noștri în, zicem, în pleada comunității științifice prin devenirea unui savant recunoscut, și noi credem că el, într-adevăr, peste o perioadă foarte scurtă de timp va fi, bineînțeles, cu documentele în ordine, deci fiind prezentate de către specialiști de la ANACEC. Și în felul acesta, concluzia mea ar fi următoarea. Teza, evaluarea agroecologică productivității potențiale și efective a culturilor de câmp în condiții de producere a Republicii Moldova. Acesta este nu altceva decât într-adevăr o cercetare care până la urmă se apropie și reprezintă un tezaur național foarte important. Și în acest caz vreau să spun că lucrarea, atât teza cât și rezumatul, bineînțeles, corespunde tuturor cerințelor înaintate de către documentația oficială ANACEC, lucru care ne dă posibilitatea să vorbim despre ceea că competitorul Gheorghe Racoviță merită de a-i se conferi titlul de doctor în știință agricole la specialitatea agroecologie. Și dați, dacă să vorbim despre ceea că, mă rog, a fi în calitate de membru a unui consiliu atât de important, la compartimentul, deci, comentarii și observații, deci asta, practic, vreau doar un singur sfat, deci asta. Ca Gheorghe, și iată, eu chiar am să-l citesc, deci asta. Eu doresc doar ca competitorul Gheorghe Racoviț să intensifice activitățile ulterioare în ceea ce privește difuzarea acestor rezultate, implementarea lor la nivel național, lucru care este, bineînțeles, că în primul rând dependent de dânsul singur și nu în ultimul rând, bineînțeles, de organele decizionale. Aceasta, dacă va fi făcut, bineînțeles că noi cu dumneavoastră ne vom simți, zicem,
împliniți, cum zic moldovenii, deci asta, și vă mândrit prin faptul că avem un nou coleg, doctorul Gheorghe Iracoviță. Deci în acest aspect vreau, deci asta, chiar din start acum să fac o felicitare către competitorul nostru, Gheorghe Iracoviță. Nu, dar nu în ultimul rând, bineînțeles, să felicităm și conducătorul științific, doamna doctor Valentina Andriuca, totodată, bineînțeles, și instituția de unde s-a pornit această lucrare în cazul dat, deci Universitatea Tehnică, și nu în ultimul rând, bineînțeles, componența nominală atât a Consiliului, cât și mulți stimații noștri referenți oficiali. Ce felicitări și la mulți ani! Mulțumim, domnul profesor! Poftim! Poftim, domn profesor Urac! Stimați colegi, eu o să încep de la urmă, de la felicitări. Felicitări, domnule Iracoviță. Cred că suntem cu gândul la teză 15 ani câți când eram eu decan. Cam așa, cam așa. De când m-am văzut. Felicitări, doamna Valentina, ați scos-o la capăt. Și următoarea, tot așa să fie. Da. Felicitări, domnule președinte, ați fost bravo astăzi și domnul secretar tot. Despre valoarea tezei, despre cercetările efectuate, cum a vorbit domnul Voloșiuc, eu, domn profesor, eu n-am să-l corectez, nici n-am să-l corectez pe domnul Cerbare, minunat, de acord. Vreau, am și eu, pentru dumneavoastră, am o doleanță. Doleanța mea e mai simplă, să fiți auzit. Să fiți auzit și să încercați să fiți auzit. Chiar dacă o să-l... să încercați măcar cât... De fapt, ar trebui să ne comportăm ca un om în stare de ebrietate. De câte ori o să vedeți un om de la putere, o să trebuiască să-i spuneți despre cercetarea dumneavoastră și despre concluziile dumneavoastră. Și o să trebuiască să faceți asta. Altfel, nu are sens tot ce ați făcut până acum. Asta e ceva parcă, nu știu, ceva ce ne leagă pe noi toți. Și avem încredere în dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți în altă clădire, noi suntem în altă clădire. A noastră sunt mai scuturi clădiri, a dumneavoastră mai stă. Da, dar suntem alături, suntem alături. Eu astăzi văd ceea ce s-a întâmplat aici și toate cercetările care le-ați efectuat, teza, toate discuțiile noastre despre recomandări, ca ceva ce rămâne în urmă. Gata. Asta este ceea ce am văzut noi despre insecuritatea alimentară. Așa-i? Acum, noi cei care am trecut prin zguduiri și prin tremuri și prin toate, ne ducem din sala aceasta cu un gând. Și nu numai cu unul, poate și mai multe. Dar cum va fi securitatea aceea alimentară? Eu vreau doar nu multe comentarii, vreau să vă întreb. Unii vor fi cercetate culturile cele noi, care nouă ne trebuie? Sau care sunt culturile cele noi, care trebuie să vie? Da, vreau să le văd, unii se vor cerceta ele, vreau să văd câmpurile astea experimentale, aștept din răbdare și chiar vreau să fii. Vreau să-i văd pe pedologii ăștia alergând pe acolo. Și asta vă doresc la toți. Fără niciun rezervă, lucrarea corespunde, tot ce ați făcut dumneavoastră e minunat și într-adevăr, domn profesor Balan, ceea ce o să spun eu la primele lecțiile, o să spun despre cercetările, despre trei concluzii care eu le-am, ceea ce facem noi, ceea ce noi vindem țara pe... Noi spunem că costă grâu ieftin, 2 lei. Păi, dar el e pe baza cernozemului. El e fără preț. El e fără preț. Și Dumnezeu pe noi ne-a pedepsit. Tare ne-a pedepsit. Când ne-au dat cele mai buni soluri. Poate era mai bine să ne dea altceva. Și eram astăzi mai departe posibil.
ca societate tot una. Dar așa suntem, avem cele mai fertile soluri și cu asta noi astăzi, astăzi oricare poate să facă agricultură și oricare poate să scrie și recomandări. Dacă este ploaie, tot e bine. Asta este. Dar avem și noroc. De anul ăsta. Biserica de anul ăsta. Tot e un noroc. Și e un noroc destul de... Sperăm că lumea și agricultorii, dar numai cu speranță, toate discuțiile se termină cu eu știu, eu am să fac schimbări, eu știu. Ar fi să facem concluzii din lecția. Din lecția asta, dar ea nu se vede. Ea nu se vede. Dar încă o dată vreau să vă mulțumesc și să vă felicit și v-am spus, comportamentul unului om de fiecare dată când întâlniți persoane de la... Și noi asta o să facem, și noi asta facem. Le spunem, iată în ce situație suntem. Dar situația care perspectiva asigurării Moldovei, asigurării securității alimentare, eu nu o văd. Eu nu văd pentru ce trebuie de dezvoltat turismul, că noi nu o să putem hrăni cu hrana noastră. Chiar nu îmi închipui. Nu închipui de ce trebuie drumuri pe asfalt, pentru că noi nu o să avem hrană pe dânsele. Mai... Mulțumesc! Felicitări! Vă dat! Mulțumim! Următorul, vă rog! Da, poftim! Profesor Tăriță! Vreau să-l, stimate domnule președinte, stimați colegi, vreau să-l felicit pe domnul Racoviț, fiindcă tema lui a generat atâtea discuții. Eu s-o cu discuții foarte la timp, fiindcă noi, pentru o ședință de astăzi, cu stimații colegi, nu putem să rezolvăm toate problemele care sunt în fața agriculturii astăzi și nu numai. Eu, ca pedolog, mă doare sufletul pentru sol. Noi acum ne străduim toți să scoatem tot ce mai este în sol. Dar a rămas foarte puțin. Ne străduim să scoatem și din subsol. Să mai folosim și apele subterane, care pentru ceroziom asta e o catastrofă totală. Dacă utilizăm aceste ape subterane pentru irigarea culturilor. Evident, probleme sunt multe. Schimbările climatice au sublinia toate aceste probleme, dar noi trebuie, comunitatea științifică, să găsim probleme, să găsim soluții și răspunsuri adecvate la timp. Referitor la teza respectivă, fiindcă fiecare membru al Consiliului Științific trebuie să se refere la teza și rezumatul. Eu nu o să mă repet ceea ce au spus colegii mei. Într-adevăr, este o teză la o agroecologie. Acum toți aproape se ocupă cu ecologie, cei ce e la modă, dar mulți din ei nu înțeleg ce înseamnă ecologie, fiindcă ecologie este o știință complexă, care include toate componentele din mediu. De aceea și teza aceasta mie mi-a plăcut foarte mult, că ea include și se vorbește și de agrocenoze, și de cenoze, și de ecosisteme, și de habitate, și de securitate, nu doar ecologică, securitate alimentară, dar și securitate ecologică, care este foarte și foarte importantă. Fiindcă fără mediu curat, nu o să avem nimic curat. Nici culturi, și nici roade, și nici oameni sănătoși. Deci, eu mă refer la cei ce trebuie să abordeze un membru al Consiliului Științific, referitor la metodologie. Metodologie utilizată de către autor sunt, evident că sunt conform standardelor în vigoare, scopul tezei este bine formulat și respectiv obiectivele trasate sunt adecvate pentru atingerea acestui scop. Structura tezei o cunoașteți? Calitatea textului este coerență în succesiunea ideilor
corectitudine exprimării științifice are un caracter științific, convingător și argumentat. Autorul pentru interpretarea rezultatelor obținute folosește limbajul agroecologic, corect, dumneavoastră ați observat, așa cum și se cuvine la o teză înaintată spre susținere la specialitatea agroecologie. Domnul Rakovic, în prezenta lucrare, a reușit să dezvăluie tema propusă în titlu, în opinia mea adecvată, a selectat și a sintetizat sursele bibliografice, a reușit să argumenteze propriile idei, opinii, argumente ale cercetărilor efectuate. Referitor la cele 8 lucrări științifice unde a publicat, nu mă opresc, concluziile generale, în opinia mea, sunt formulate concludent și logic, conțin constatări teoretice și recomandări practice utile, sunt bazate pe studiile experimentale realizate de autorul tezii. De aceea, în scopuri aplicative, evident că teza are și propune recomandări, de ce și am pus întrebarea care anume recomandări au fost utilizate din teza respectivă. În concluzie, teza de doctor a domnului Rakovic Gheorghe este elaborată în baza studiilor complexe experimentale realizate de către autor, conține rezultate teoretice și practice noi la nivel național și ilustrează pe deplin aportul autorului. Și doi, tema tezii reflectă ideea și sensul principal al investigațiilor, rezultatele obținute sunt convingătoare și consider că teza de doctor realizată de domnul Gheorghe Rakovic corespunde tuturor rigorilor înaintate față de o teză de doctor în științe agricole și motivează propunerea de a conferi autorul lucrării titlul de doctor în științe agricole, specialitatea agroecologie. Felicitări, eu o să votez pro și mulțumim, rog doctor, ca să fie rezultatele dumneavoastră publicate sub o formă de o monografie ca lumea să știe ceea ce noi am aprobat astăzi. Mulțumesc! Da. Mulțumim, domn profesor! Stimate domn profesor Teodor Rusu, aveți cuvântul. Poftim! Da, mulțumesc! Aș vrea să vă spun că sunt în asentimentul colegilor din comisie, sunt de acord cu cele precizate de colegi. Trebuie să vă spun însă că lupta aceasta pentru sol nu este doar în Republica Moldova, ci sunt convins că în majoritatea țărilor, inclusiv la nivelul Uniunii Europene și în România, dacă partea aceasta de legislație care ar trebui să vină și să răspundă la ceea ce spunea profesorul Mihail Rurag, la strigătele cercetătorilor, dacă partea aceasta de legislație întârzie să vină, știm de exemplu că la nivelul Uniunii Europene o directivă privind solul a fost abandonată în 2016 pe considerentul principiului subsidiarității, cum că terenurile sunt proprietăți și să nu se intre în această latură. Dar în timp ce noi avem directive pe sol, pe apă, în prezent avem și pe sol, dar exista pe aer, pe apă, pe biodiversitate, și solul merită la nivelul Uniunii Europene o directivă, fiindcă o directivă vine cu fonduri ca să rezolve aceste strigăte ale cercetătorilor, așa cum le avem prin această teză. Fiindcă o astfel de directivă, care în final a fost aprobată la nivelul Uniunii Europene și avem și în România, legea solului prevede ceea ce spunea domnul Cerbari, un pașaport sau cum este prevăzut în lege, un certificat de calitate al solului, care ar trebui să înglobeze toată această muncă a pedologilor de-a lungul timpului, indiferent de sistemul administrativ care a fost. Și multe state europene au deja acest certificat și România și Republica Moldova ar trebui să facă demersuri împreună pentru a realiza aceste certificate.
Împreună aici mă refer la cercetători, mă refer la Institutul de Pedologie, la ICPA la noi, la Institutul Nicolae Dimo la dumneavoastră, la Academie, la Ministerul Agriculturii și al Cercetării, care ar trebui să realizeze acest program cu ajutorul informațiilor obținute din astfel de teze de cercetare, unde pentru fiecare parcelă de teren, pentru fiecare parcelă cadastrală, dacă avem în trecut analize, informații care ne ajută să urmărim parcela respectivă, să fie incluse acolo. Și domnul Cerbari spunea de Germania, de Elveția, dar știu sigur, de exemplu, și Cehia, care a realizat recent un astfel de program unde fermierii își găsesc parcela de teren cu tot istoricul de analize. Și astfel putem merge mai departe, să vedem unde am ajuns, care sunt acele elemente de tehnologie care ajută în menținerea fertilității parcelei noastre de teren. Deci acest lucru cred că ar ajuta foarte mult fermierii. Dar revenind la teză, cu siguranță tema este una foarte generoasă, aceea a securității alimentare, și nu ar trebui să o mai motivăm ca importanță și necesitate atât pentru societate, atât pentru aspectele economice, pentru siguranța alimentară a țării și pentru ceea ce înseamnă administrație la nivel național. Dar de asemenea, în avizul pe care l-am redactat, am menționat și partea de metodologie, care este una adecvată și care, așa cum au spus și ceilalți membri din comisie, este o abordare interdisciplinară în cadrul agroecologiei, dar, așa cum s-a menționat, cu precizarea tuturor lucrurilor importante care pornesc de la sol, de la menținerea fertilității acestuia și aspecte care îi ajută foarte mult pe fermieri, dar rezultatele obținute sunt de asemenea importante. Structura tezei, am apreciat că este una adecvată. Volumul de muncă, așa cum spunea colegul Mihail Rurac, pe o perioadă lungă de timp, efortul depus de doctorant pe toată această perioadă merită apreciat și în avizul pe care eu l-am redactat am apreciat acest efort. Având în vedere toate aceste precizări și utilitatea pentru publicarea rezultatelor, pentru comunicarea publică de astăzi a datelor, eu am apreciat în finalul avizului meu, și anume că, ținând seama de contribuția lucrării la dezvoltarea cunoașterii în domeniul cercetat, la contribuțiile științifice aduse și celelalte merite ale lucrării, susțin acordarea gradului de doctor în științe agricole domnului Racoviță Gheorghe. Îl felicit de asemenea pe domnia sa, de asemenea coordonatorul științific și de asemenea pe colectivul în cadrul căruia a fost realizată și departamentul în cadrul căruia a fost realizată această teză. Vă felicit și vă doresc succes pe mai departe. Mulțumesc! Domn profesor, vă mulțumim foarte mult. Vreau să spun că ședința de azi a coincis cu o zi însemnată în viața dumneavoastră, cu ziua de naștere. Noi vrem din partea tuturor membrilor Consiliului Științific și Specializat să vă felicităm călduros cu această ocazie. Vă dorim succes, sănătate și să păstrați acele calități omenești extraordinare care noi le cunoaștem dumneavoastră și apreciem foarte mult. Sănătate! Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, mă bucur că am fost astăzi cu dumneavoastră. Să știți însă că după ce termin, mă așteaptă un grătar și împreună cu colegii, cu prietenii. Fiind vineri, a picat foarte bine, este căldură la noi în acest moment și undeva la 4-5 voi sărbători și voi închina un pahar și în sănătatea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim! Noi vă dorim petreceri frumoase! Da. Mulțumim foarte mult! Numai bine!
dacă îmi permiți, o să dau citire la referință pe care am pregătit-o. Teza este consacrată unei din cele, nu dau denumire la temă, toți o cunoaștem, teza este consacrată unei din cele mai actuale probleme a agriculturii contemporane, și anume dezechilibrul ecologic existent în Republica Moldova la creșterea culturii agricole, manifestat prin dominarea energiei extrase din sol pentru formarea producției asupra energiei reîntoarse în sol. Fără soluționarea acestei probleme, cheie în agricultură, nu este posibil tranziția la un sistem durabil de agricultură. Notați științific că lucrările constă în abordare sistemică a întregului lanț de producție a culturii de câmp, cu includerea concomitentă a energiei consumate din sol pentru formarea nivelului producției. Abordarea multidisciplinară a problemei a permis autorului tezei de a evidenția și a propune căi alternative de intensificare a culturii bazate pe menținerea echilibrului ecologic și energetic ca bază pentru tranziție spre o agricultură durabilă. Importanța practică a lucrării constă în argumentarea necesității reexaminării sistemului agricol dominat din Republica Moldova în vederea modernizării lui agronomice, ecologice, energetice, în vederea corespunderii lui cerințelor unei agricultură durabilă, capabilă să răspundă la provocările care se confruntă agricultura la moment și pe viitor, îndeosebi în condițiile încălzirii globale și crizii energetice. Lucrarea include un volum enorm de date experimentale obținute de autor la diferite culturi și în diferiți ani în condiții produse. Concluziile lucrării corespund cu analize realizate fiecare capitol în parte. Consider că materialul prezentat în teză, metodica realizării cerințelor și concluziile trasate corespund în tocmai față de astfel de lucrări, iar autorul merită conferirea gradului științific doctor în științe agricole la specialitatea 411 agroecologie. Am primit o satisfacție de această lucrare, am să votez pentru, chem și membrii Consiliului Științific Specializat susțină această inițiativă. Da, vă mulțumesc. Deci acum cuvânt are secretarul științific. Da, poftim. Stimați colegi, eu ca tare fiind în calitate de membru Consiliului Științific, susțin cele spuse. Într-adevăr, vreau să felicit domnul Racoviță cu finalizarea lucrării. Am fost un coleg care am văzut toate etapele de treci care au fost făcut, care a avut domnul Racoviță în calitate de doctorant. În cadrul catedrei, după asta departamentul, s-au schimbat câteva regulamente, modificări peste modificări. În fine, noi avem ca rezultat o lucrare care, într-adevăr, știți, noi toți am spus că are un caracter multidisciplinar complex. Într-adevăr, când vorbim despre securitate, noi vorbim de la furcă până la furculiță. Aici până la furculiță n-am ajuns, am ajuns până la camioane care ies din țară. Și am ajuns la valoarea nutritivă pierderilor terenurilor, valoarea energetică pierderilor solurilor, terenurilor care se constată în Republica Moldova. În acest sens, eu susțin colegi și, într-adevăr, să mă exprim spre acordarea titlului și felicit pretendentul în acest sens. Și după regulament, eu amu trebuie să cum merge acolo? Secretarul științific citește proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute în teză la conferirea titlului științific solicitat. De fapt, Dacă sunt obiecții la acele... Dacă sunt obiecții, vă rog, la... Deci au primit toți, da? Toți membrii au primit această hotărâre. Sunt obiecții. Am înțeles cineva, domnul Popov, îmi pare că a inclus acolo sau cine a inclus? Nu, da? Nu sunt. Cine a propus? Domn profesor Rusu menționa ceva. Procesual, cum mai corect să fie? Punem... Nu, următor. Dacă nu sunt obiectii... Următoare să fie membrii Consiliului Științific să retragă într-un birou separat pentru votarea nouă. După aceasta, dar noi de trebuie să întărim această notă, această hotărâre. Da.
Da, voi. Da. Deci, logic, trebuie să ne retragem la votare și atunci ca rezultatul votării este aprobarea. După protocol, aici spune că deci sectarul citește proiectul hotărârii, membrul Consiliului se retrag. Da, poftim? Procesual așa. Dacă este necesar, dați dau citire. Poftim, da, citire. Deci, parte decizională, noi, da, parte poftim, facem conform protocol. Reșind de valoare științifică și importanță practică a tezii realizate și prezentate, comisia decide, primul, teza intitulată Evaluarea agroecologică a productivității potențiale și efective a culturilor de câmp în condiții de producere ale Republicii Moldova, a competitorului Gheorghe Racoviță, corespunde cerințelor din punct de vedere științific și aplicativ actelor normative în vigoare, inclusiv și metodologiei de evaluare a Universității Tehnice Moldova, pentru conferirea titlului științific de doctor în științe agricole. Și ca urmare, noi trebuie să apreciem punctul 2, teza se apreciază cu calificativul și se propune conferirea titlului științific de doctor în științe agricole și rezultatul votării. Și amul este... Noi... Calificativul, trebuie să expunem calificativul, care e părerea, care e opinia dumneavoastră. Aha, așa, ei se exclude, da? Aha. Bine, atunci punctul 2 se exclude și să rămâne numai prima, unde se constată corespunderea cerințelor și se recomand conferirea titlului științific de doctor în științe agricole. Asta e. Bine, atunci... Membrii Consiliului Științific Specializat să ne retragem. Nu știu, găsim aici un loc unde ne retragem, da? Să votăm, poftim? Nu, deci așa prevede, deci, da, votul secret, de ce noi trebuie să respectăm? Membrii Consiliului Științific se retrag și într-un birou separat pentru votare nominală. Corect. Adică eu... Fiecare membru vizează personal, semnând în listă membrilor Consiliului Științific specializat în dreptul numelui lui. Rezultatele votării nominale se indică în procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Comisiei Consiliului Științific Specializat. Bine. Da. Este lista asta, este. Ne retragem. Da. Ne retragem. Asta nu o să durez mult, așa că bine. Deci cine pentru faptul de a aproba decizia care a fost deja vociferată de domn secretar, rog să votați. Da, mulțumesc. Atunci, da, unanim. Atunci urmează noi să ne retragem, așa cum se prevede, și deci ne întoarcem repede înapoi. Asta vreau să dau citire la rezultatul votării. Deci, din 7 membri ai Consiliului Științific Specializat a votat pro 7. Deci, adică unanim. Felicităm pretendentul cu acest succes. Felicităm pe dumneavoastră, felicităm pe doamna Andriucă pentru acest succes. Felicităm universitatea cu acest succes extraordinar. Așa că, cum zic românii, tac держать. Mulțumesc. Bun. Deci cu aceasta ședința noastră a luat sfârșit. Dacă vreți, dumneavoastră, da, cuvânt să oferi dumneavoastră, da, mă scuzați. Da. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, doamna Andriucă, doamna conducător, onorată asistență, exprim recunoștință pentru aprecieri. Ele sunt foarte prețioase pentru mine. Și îmi dau un nou suflu, o nouă viziune
într-o o nouă etapă de continuare pe domeniul științific, în special în domeniul agroecologiei și de securitate alimentară. Chiar vorbeam cu doamna Andreu că am acceptat cu mare plăcere propunerea dumneei de a iniția un curs și a continua activitatea în domeniul predării, cercetării, științei agroecologice. Eu sunt recunoscător pentru toată susținerea pe parcursul de pregătire a tezei, de susținere a tezei care au avut loc la etape anterioare. Sfaturile dumneavoastră, îndrumările care le-am primit, m-a ajutat foarte mult ca să eficientizez procesul de cercetare și să realizez teza pe care am prezentat-o astăzi și pe care dumneavoastră ați apreciat-o. Îndeosebi vreau să exprim recunoștință și mulțumire doamnei Andreuca, fiindcă această teză nu putea fi realizată fără implicarea dumneiei plenară, asiduă, permanentă pe toată această perioadă. Mulțumesc echipei, colegilor de la catedră care au fost la fel alături și m-au susținut și desigur exprim recunoștință familiei care a fost alături și m-a susținut la fel. Și în continuare voi realiza și voi implementa toate sugestiile care au fost propuse de dumneavoastră în cadrul acestei ședințe. Vreau să felicit și doamna Andreuca cu susținerea acestei teze și să-i mulțumesc enorm. Doamna Andreuca. Atât, da? Stimați colegi, și cu această ședință Consiliul Științific Specializat a avut la sfârșit, vă mulțumim pentru participare. Sănătate!